Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi o bucurie, vă mărturisesc sincer, o bucurie foarte mare. Un drag prieten, Pera Novakovici, psiholog, scriitor, pe care cu siguranță l-ați văzut în tot felul de materiale video pe rețelele de socializare, pentru că Pera este foarte activ și ne aduce întotdeauna informații foarte utile și aș putea spune că este și un cititor înrăit. Și astăzi vom discuta despre problemele bărbaților sau despre problemele, provocările și rănile cu care se confruntă bărbatul modern. Ca de fiecare dată, după cum bine știți, îmi place foarte mult să ne însoțească în această discuție, în această călătorie, în materialele noastre video, câte o carte ca bibliografie și de data aceasta am ales această superbă carte pe care noi vi-o recomandăm cu mare drag și carte care nu este doar pentru bărbați de citit, pentru bărbați, ci și pentru femei, pentru că în felul acesta femeile pot înțelege mai bine bărbatul. Este vorba despre Misiunea interioară a bărbatului, ghid practic care te va ajuta, spune autorul Connor Beaton, să-ți înfrunți partea întunecată, partea aceea de umbră, să pui capăt autosabotării și să-ți descoperi adevărata libertate. Și aș începe discuția noastră de astăzi. Pentru că, așa cum spuneam, bărbații se confruntă cu mult stres, cu multă presiune, cu multă durere, cu lipsă de direcție în viața personală sau în carieră și ajung să apeleze la tot felul de mecanisme de apărare, mecanisme de coping, mecanisme de supraviețuire, așa cum spune și autorul cărții, precum pornografia, drogurile, alcoolul, tutunul sau alte forme de dependență, de comportamente adictive. Și de ce fac ei toate astea? Poate pentru că hrănesc nesiguranța, îndoiala și anxietatea, adăugând în același timp mult stres și confuzie. Așadar, prima întrebare pe care ți-aș adresa opera, care sunt cele mai mari provocări ale omului modern într-o societate, iată, foarte polarizată și cu niște provocări pe care poate părinții noștri, mă refer la tații sau la bunicii noștri, nu le aveau. Bineînțeles că ei aveau alte provocări, care din punctul nostru de vedere pot părea mai mari sau mai grave, da? Nu știu, război, foamete și multe alte lucruri. Dar iată că și aceste probleme, se pare că le găsim cu greu o soluție în hățișul acesta al vremurilor, până la urmă, sincer, tulburi pe care le trăim. Da, corect. Mulțumesc în primul rând pentru ocazia asta și subiectul e grozav. Tocmai descoperisem și în urma unei discuții cu tine, nu? Bărbații se simt foarte singuri și au tăcere din asta disperată, n-ar recunoaște niciodată că ar avea o problemă la care nu-i fac față, nu cer ajutor, nu se vulnerabilizează, dar în același timp există o subcomunicare. Și atunci toate adicțiile de care ai pomenit și tu, agresivitatea lor, furia lor, felul în care se raportează la relația cu familia, felul în care încearcă să fugă de durere, nu? Adicțiile, de fapt, nu sunt decât o încercare de a rezolva o problemă. Una nefericită și care nu rezolvă problema până la urmă. Și cu toții în ritmul nostru ne dăm seama mai devreme sau mai târziu că nu rezolvăm problema decât mergând la problemă cu adevărat și stând cu ea. Ceea ce ar trebui să facă să te ajute, nu, un psiholog, un psihoterapeut, să poți să rămâi cu problema un pic mai mult. Într-un cadru cât de cât de siguranță comparat cu lumea reală, unde probabil simți că nu ești sprijinit. Dar hai să revenim. Bărbații, nu? Și durerile lor. Și de unde vin, ce facem cu ele. De exemplu, cum sunt și subiectiv, fiind și eu bărbat, nu? Fiind și eu tată, trebuie să menționez asta pentru că o să fac niște paralele cu ce înseamnă, ce a însemnat tatăl meu pentru mine, ce înțeleg că înseamnă un tată astăzi, fiind tată la rândul meu. Chiar dacă sunt tată de fată, nu? Deci, aș vrea să încep cu un lucru, ca să cadrăm discuția de la început. Și bărbații au fost copii, băieți. Nu? Copii al unor părinți. Cum și femeile au fost fetițe, copii al unor părinți. Și de foarte multe ori uităm asta. Este ușor, azi polarizarea de care ai pomenit, lupta asta între sexe, care cumva este și un construct social, cumva. Nu? Un Ni se război bagă mai întreținut. direct sau întreținut, exact, și nu numai între bărbați și femei, ci acum între orice ai găsit două categorii de oameni să se bată între ele. Probabil ca să distragă atenția de la adevăratele probleme pe care am putea să le rezolvăm dacă am coopera noi cu toții ca omenire. Dar nu-i treaba noastră să rezolvăm problemele omenirii,
și să înțelegem un pic mai bine, poate, spre binele vieții noastre interioare și a familiei noastre, măcar atât, dacă ar fi ce bine ar fi, nu? Și poate atunci se schimbă și societatea, dacă înțelegem ce e aici, pe aici. Deci am fost și noi copii odată și am fost crescuți într-un fel de niște oameni cu niște resurse, cum ai zis tu, tații noștri, bunicii noștri, cu alt gen de probleme. Dar poate, sigur, nu că, dacă ai auzit, sigur ai auzit și știi de ideea de transgenerațional și Absolut. cum anume cărăm în cârca noastră astăzi noi cu toții Traumele și lucruri transgeneraționale, că da. traumele și poverile și convingerile și valorile, poate, și un fel de a face lucruri. Acum, noi avem ceva în plus față de celelalte generații. Avem oportunitatea asta de acces la informație, aceste cărți minunate, cursuri, oameni care au făcut cercetări de 40 de ani, 50 de ani, ca să fim la curent cu niște lucruri. Acum înțelegem trauma, înțelegem mai bine adicția, înțelegem mai bine parenting-ul, Doamne, cât înțelegem mai bine. Dar chiar ieri scriam că suferința e mai multă, parcă, ca niciodată. Tocmai datorită faptului că știm atât de multe, eu cred că vedem că noi nu progresăm, noi nu răzbim prin niște lucruri. Adică suferințele sunt mari sau și mai mari sau la fel de mari, adică adicția există în continuare ca întotdeauna. Deci faptul că avem acces la informație nu a rezolvat neapărat problema. Pentru că, și am să încep cu asta, și bărbații și femeile, dar mai ales bărbații, prima oară când vor simți durere, vor căuta să scape de ea, să fugă de ea. Deci nu să o înțeleagă sau să o proceseze, ci vor fugi de ea. Și cum au fugit? Care e primul lucru pe care îl faci ca bărbat ca să scapi de tensiunea asta din corp, care este stresul, care este ce ai versus așteptările tale de la viață. Permanent o tensiune, nu știi să stăm cu tensiunea în corp, dar și bărbați și femei. Dar bărbatul, neavând cu cine să vorbească despre asta, din multe motive, nu vreau să le enumăr acum. Câteva sunt de genul, na, ești bărbate de scurci, bărbații nu plâng, de băieți ne suntem mulțați chestia asta. Și Bărbații noi ne n-au vulnerabilizăm, emoții. exact, care apropo, un mare bullshit. Un mare bullshit, poate apucăm să-l vorbim puțin astăzi. Când ajungem și la emoții, că o să ajungem inevitabil și la emoții. Acum, fugim de durere, asta e prima problemă. Și învățăm aceste mecanisme prin care scăpăm de durere și care de obicei ajung adicții, mai devreme sau mai târziu, că este alcoolul sau munca multă, da? Nu ne-a învățat nimeni, asta e o problemă. Nu ne-a învățat nimeni despre emoțiile noastre. Bărbați sau femei, cu toți suntem la fel de capabili și avem aceeași gamă și spectru emoțional. S-a pus eticheta asta, cumva femeile sunt inteligente emoțional, bărbații sunt proști emoțional. Dar chiar vreau să merg direct la asta și vedem unde duce discuția, da? Ce am realizat pentru mine este ceva nou, deși lucrez în domeniu, nu? Am realizat că bărbații vorbesc foarte mult despre emoțiile lor, dar nu verbal. Atât. Și știi, poate chestia veche, veche, că 7% comunicare verbală, nu știu, 13% tonul vocii sau cât, 15-18% și restul, 17% e non-verbal. Și chiar mi-am dat seama, viața mea, a tatălui meu și a bărbaților din pe care știu și a pacienților cu care lucrez, oamenilor pe care observ, nu? Cum comunică bărbații non-verbal. Deci, în afară de verbal, ei comunică foarte mult. Și pomeneai tu astăzi chiar să intrăm de agresivitate, de furie. Este un mod când bărbatul, orice om când este furios, el simte nevoia să schimbe ceva prin acțiune. E clar că e o situație care e inconvenabilă, provoacă durere, frustrare, nemulțumire și trebuie să mă lupt, să schimb ceva. Asta e energia furiei, care poate să devină agresivitate sau nu. Energia furiei poate să mă facă să iau o decizie, calm, să spun gata, stop la chestia asta. Și ia uite că furia m-a ajutat să iau o decizie. N-am fost agresiv. Dar am schimbat ceva instantaneu datorită furiei. Deci furia e foarte bună. Chiar se spune că este darul oferit de Dumnezeu copiilor ca ei să fie văzuți, auziți și mai ales să nu fie abuzați. Adică cum am putea noi să luptăm împotriva abuzului? Simt nevoia să fac paranteza asta, ce-i furia, că, din nou, dar cum să înțelegem să fim mai bine dacă nu știm ce sunt emoțiile, care e mesajul lor și la ce ne îndeamnă, ce mesaj, mesagerii noștri. Nu? Nu ucideți mesagerul, e vorba aia. Deci emoțiile când vin, nu, să nu fugim de ele. Foarte mulți oameni, bărbați am putea spune, consumă substanțe, alcool, lume, bărbați și femei mănâncă pe bază emoțională, ce aia. Mâncatul Ai o compulsiv emoție, emoțional. nu știi ce să faci cu ea, da, e prea mult în corpul tău emoția și trebuie să scapi de ea. Atunci ce faci? Duci atenția în altă parte, poate fi gura, fixația orală, nu? Că duc sticla, că duc țigara, că duc mâncarea. Numai 10 minute să scap de emoția, ce prețios e pentru noi să scăpăm de emoție. Dar ce te faci dacă furia vine să te învețe că trebuie să schimbi ceva, să iei o decizie. Și tu amorțești emoția. Tu eviți emoția. Păi nu o să schimbi ceva în viața ta și va persista situația. Deci este cumva o
o irosire foarte mare să nu învățăm să lucrăm cu aceste emoții. Revin la furie. Bărbatul este agresiv și furios și femeia este. Doar că la bărbat este acceptat social să dea cu pumnul, să spargă un geam. Este mai acceptat social decât ar fi pentru o femeie să ia un par și să spargă ceva. Nu? Când ești femeie, nu știu, îți procesezi altfel, n-a trebuit, femeia are compasiune, femeia are blândețe, dar nu e așa. Femeia are furie la fel de multă, de ce știm asta? Pentru că furia este emoția umană, nu contează că ești bărbat sau femeie, ca să te aperi, ca să nu fii abuzat, dacă te simți nedreptățit, ca să fii văzut și auzit, este emoția care te ajută. Deci vrem să avem furie și sănătoasă, că ea ne ajută să nu fim victime, bărbați și femei. Dar eu mă întreb câtă furie reprimată este într-o femeie, dacă bărbatul mai poate să meargă la un fotbal, mai își dă agresivitatea pe undeva, nu? La femeie, aceeași furie, care este în aceeași măsură și aceeași cantitate, este reprimată cumva. Și Gabor Mate spune în niște studii de ale lui, din nou un autor foarte cunoscut, La veci voi, tradus, Gabor Mate spune de ce femeile, mai multe femei au boli autoimune decât bărbații. Foarte interesant. Tocmai pentru că femeii se cere compasiune, grijă pentru alții, inteligență emoțională, să fie o bună ascultătoare, dar nu cu nevoile ei, ci cu dorințele ei. Și vedem deja corelații mari. Bun. Deci bărbații comunică foarte mult. A fost aproape, zic, un mic șoc pentru mine, pentru că asta naște următoarea întrebare. Și din nou, sunt tată de fetiță, am o soție pe care o iubesc foarte mult și am o mamă pe care o iubesc foarte mult. Și sunt înconjurat de practic trei generații de femei, iubesc femeile, dar trebuie să spun următorul lucru, că e open discussion. Dacă bărbatul comunică prin adicțiile lui că se simte neputincios, că nu poate duce niște emoții, dacă bărbatul prin agresivitatea lui, prin reproșurile care poate face chiar soție sau în casă, celor din casă, da? Că el spune chestia asta, că are nevoie de ajutor, că e nemulțumit, că nu poate să ducă singur tot, că nu se simte înțeles și sunt acum grupuri de bărbați și coaching și mentorat în care bărbații vin și spun, nu sunt înțeles de femeia cu care locuiesc, de partenera mea de viață, emoțional. Și încerc să mă gândesc dacă bărbații au toate aceste emoții și le spun, dar nu cu cuvinte, că poate chiar nu știu să formuleze. Am nevoie să fiu un spațiu, să fie, te rog să creezi spațiu pentru mine, că am nevoie să-mi procesez furia. Cine, fras, știe să vorbească așa? Nici eu nu vorbesc așa, nimeni nu vorbește așa. Dar ce face bărbatul? Duce și bea singur. Nu? Este același fel de a spune, am nevoie de timp și spațiu pentru mine să încerc să fac ceva cu chestia asta. Ok, băutul clar nu e cea mai bună cale sau nu e o cale. Dar atâta pot și știu să fac. Și eu mă gândesc că acum încercăm să luăm de pe piedestal femeia că este inteligentă emoțional, numai ea și bărbatul e prost emoțional. Pentru că deja putem să facem o punte între noi. Dacă bărbatul comunică emoțional, dar nu verbal, nu? Dar nu verbal comunică prin comportamente multe. Și femeia nu înțelege ce vrea să spună bărbatul prin comportamentele lui. Și nu îl ceartă, îi spune, nu ești bărbat, nu te ții de cuvânt, nu-ți faci treaba, ești beat, toate alea, care sunt reproșuri, critică, ceartă, ceea ce retraumatizează, evident. Venim și ne întrebăm, fie femeia nu este atât de inteligentă emoțional cum se spune, pentru că ar trebui să vezi non-verbalul. Bă, bărbatul ăsta sau omul ăsta are un comportament, ce vrea să spună? Da, nu se pune problema așa, nu? Se pune problema că bărbatul e prost, nu face, nu trege, nu e capabil, e leneș, câte și mai câte. Acum generalizăm clar, dar ca să prindem o idee. Sau femeie nu-i pasă. Și vreau să merg pe prima idee, că a doua nu-i deloc plăcută. Cred că femeii pasă. Deci s-ar putea ca femeile să trească să învețe un pic mai mult despre ce înseamnă bărbatul din punct de vedere emoțional. Pentru că nu e adevărat că bărbatul nu are emoții. Nu e adevărat nici măcar că nu știe să le exprime sau nu știe să ceară ajutor sau nu știe să se vulnerabilizeze. E foarte vulnerabil să te înveți acasă și să te vadă familia. Te pui într-o situație foarte vulnerabilă. Nu există că nu ești vulnerabil. Da, te rog. Pentru că ai pomenit mai devreme, ai folosit cuvântul ajutor și mă leg de el. Și probabil că bărbatul ar avea nevoie de ajutor, dar el, din punct de vedere social sau sociocultural, fiindu-i inoculată ideea că trebuie să fie puternic, trebuie să fie, ce ai spus și mai devreme, bărbații, băieții nu plâng, bărbații nu plâng, și să-și reprime emoțiile. Mă gândesc că poate că o femeie și-ar dori ca bărbatul să-i ceară ajutorul, iar el nu o face. Bărbații nu cer ajutor atunci când au nevoie, de teama că ar putea fi percepuți în acel moment ca fiind slabi. Și Da, absolut. vulnerabilitatea de care vorbeai, vulnerabilitatea de care vorbeai tu, să fie percepută, iarăși repet, din punct de vedere social, ca o cutumă socială, ca fiind o slăbiciune.
Nu ca fiind Cu ceva siguranță, frumos da. vulnerabilitatea, ci ca fiind o slăbiciune. Exact. Absolut, da. Deci, la primul nivel de interacțiune umană, cred că o femeie nu poate să țină spațiu, sau foarte greu, dacă nu este terapeut. Orice om, cred că, și bărbați și femei, pentru orice om, este greu să țină spațiu pentru un om care e cu adevărat vulnerabil, care suferă. De ce? Pentru că noi nu ne înțelegem propria suferință. Creează foarte mult disconfort să fim preajma unui om cu adevărat vulnerabil, care plânge, care e neputincios, care nu mai vede soluții, care se refugiază în adicție. Cum poți tu să stai lângă un astfel de om și să fii ok cu tine dacă tu nu ești ok cu tine și n-ai trecut tu poate prin situații asemănătoare? Deci, noi nu putem cere oamenilor, este foarte greu să stăm pe lângă un om vulnerabil. Începem cu asta. Apoi, mergem mai departe. De la bărbat se cere ceva. E un stand-up comedy al lui Chris Rock care zice copiii, femeile, căței, bătrânii sunt iubiți pentru ceea ce sunt. Bărbatul pentru ceea ce face. Trebuie să-și merite locul, să zic așa, statutul social, prin efort, prin a dovedi, prin rezultate. E reală treaba asta. Dar pe bărbați nu-i supără asta. Nu-i deranjează chestia asta. Bărbații sunt dispuși, cred eu, să-și câștige pe merit locul, admirația și respectul. Bărbații vor admirație și respect, este nevoia lor de bază. Nu? Cu toții ne dorim, evident. Pentru bărbat este important. Bărbatul știe că el trebuie să fie util și de folos comunității lui, tribului lui. Și are nevoie să fie la început ghidat spre asta, să fie învățat de către un mentor, de cineva, de, nu? Vânătorii tribului, soldații tribului, nu? Războinicii sau bătrânul înțelept din sat sau cine Bătrânii, da, bătrânii e nevoie. tribului. Nu mai există ritualuri de trecere. Da? Nu mai există. De unde știu că am devenit bărbat de la băiat? Ei, nu știi. Mai că mi-a țin minte, tot timpul zicea, trebuie să duci în armată, să faci armata. N-am apucat Să să fac devii armata, bărbat. dar astăzi, la 44 de ani aproape, pot să zic că am trecut prin niște suferințe care m-au format. Deci cred că suferința este inevitabilă pentru a fi formați. Ca bărbați. Probabil că și ca și femei, dar mergem la bărbați acum, nu? Avem nevoie de suferință să fim formați, dar cu toate astea nu mai avem ghidare azi. Acele suferințe erau ghidate înainte. Erai pus într-un mediu provocator, chiar periculos, dar erau ceilalți cu tine acolo. Astăzi băieții nu mai au parte de acest ritual de trecere, ceea ce e o problemă foarte mare. Cred că de la James Hollis, este un alt autor care m-a bucurat mult să-l văd tradus la voi, îl citeam acum câteva luni de zile și nu știam de el, pe rușinea mea, dar omul cât trăiește învață, m-a uns pe suflet și el pomenește una din cărțile lui, nu mi-aș titlul acum, pomenește de această lipsă completă de ritual de trecere. Adică avem 18 ani, facem un cheful de majorat, luăm permisul de conducere și suntem majori, dar nu suntem pentru că major sau matur emoțional sau de la băiat la bărbat trebuie devii emoțional. Și revin, nu avem această educație emoțională, băieții aceștia, inclusiv eu și generația mea, neavând modele, că tații noștri fie lucrau foarte mult, fie aveau probleme cu alcoolul, fie cine, nu erau prezenți emoțional, poate erau prezenți fizic sau nici fizic. Deci noi ca băieți trebuie să creștem, să devenim niște bărbați, fără să ne învețe nimeni cum, fără să avem ritualuri de trecere și n-am apucat să creștem emoțional. Și iată-ne aici, fiind la rândul nostru, nu știu, cu responsabilități, având job, având carieră, familie, ni se cer lucruri și nu știm care sunt limitele sănătoase pentru noi. Cum să ne poziționăm, care ne este rolul, nu știm care ne este rolul. Și de aici se nasc foarte, foarte, foarte multe probleme, confuzie. Nu? Simt o presiune uriașă pe mine, știu că mi se cere să performez, nu știu la ce mă pricep, nu mă cunosc pe mine, e foarte multă presiune și durere, n-am cum să o spui, pentru că nimeni n-ar ști să țină spațiu ca eu să mă manifest, să-mi arăt durerea, să, da? De-aia cred că psihoterapia și cabinetul terapeutului este unul din puținele locuri în care, chiar și pentru bărbați, nu? E un loc în care ar putea măcar să înceapă să zică cine sunt, prin ce trec. Fără să se simtă criticat, judecat, acuzat, fără să fie cineva care, nu știu, are nevoie de ceva de la el. Da? Se poate să zică prin ce trece. Cred că e prețios și valoros asta pentru început. Dar apoi bărbatul ăsta are nevoie de admirație și respect și este dispus să se câștige prin efort. Da? Un efort îndreptat spre ce? Da? Nu mai există sentimentul de misiune personală, de direcție, de claritate, de vocație, cum îi zic eu. Avem cu toți o chemare, numai că nu mai avem loc în viața noastră și liniște să o auzim. Vocația este o voce care te cheamă, te inspiră, te cheamă spre ceva al tău, pe drumul tău. Dar când să o mai auzi?
nu mai este prea multă gălăgie și mă refer la bombardament informațional, mă refer la internet, la zgomot. Și atunci când pui toate astea cap la cap, suntem băieți încă emoțional, cu responsabilități de bărbați, nu știm să le dăm de cap, nu avem ghidare și suferim foarte mult și în tăcere și singuri. Și atunci, ia uite, una din rădăcinile problemei azi. Cum sună pentru tine? Da. Trecând la următoarea întrebare, pentru că am atât de multe și sper să ne ajute, să ne permită timpul să le parcurgem pe toate, vreau să amintesc referirea pe care ai făcut-o tu puțin mai devreme. Este vorba de James Hollis, În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților, care, din punctul meu de vedere, și Connor Beaton face referire în misiunea interioară a bărbatului la James Hollis. Aceste două cărți ar trebui citite așa cumva la pachet, cu creionul sau cu pixul, punând tot felul de post-it-uri colorate, micuțe, și făcând tot felul de anotări cu creionul, pentru că da, sunt doi autori care vorbesc de fapt despre aceste probleme, despre problemele bărbatului, provocările lui, rănile și așa mai departe. Și aș vrea să te întreb, unui bărbat rănit în copilărie, de mama sa, să spunem, vor fi activate anumite răni și în relația cu partenera de cuplu? Absolut. Aș spune, aș generaliza și aș spune că știm clar acum, nu? Avem studii medicale, științifice, psihologice, care arată că există așa numitele adverse childhood experiences, experiențe adverse ale copilării sau traumele copilăriei pe românește. E multe literatură de specialitate deja și putem corobora, cred că este cuvântul, nu? Cu experiența noastră. Și ce o să vedem? Adică am o teorie care nu cred că e a mea, dar nu știu exact cu e, dar spun în felul următor. Viața vrea să ne vindecăm și să evoluăm. Asta vrea viața de la fiecare suflet uman. Ne naștem într-o familie cu dificultăți, în care suferim ca și copii. Suntem victime, suntem neajutorați, n-am cerut asta, cel puțin nu conștient. Și suferim foarte mult și ni se modifică personalitatea. Ne adaptăm, zice Gabor Mate, ne adaptăm la traumă ca să supraviețuim, nu? Cu diferite mecanisme de tot felul. Și asta ne schimbă personalitatea. De exemplu, a fi people pleaser, a vrea să-i mulțumesc pe toți, să nu super pe nimeni, este un comportament rezultat dintr-o traumă. Când erai copil, nu era loc de tine, erau scandaluri, nu erau părinții prezenți și atunci să nu fii tu parte din problemă, nu deranjai, nu cereai ce ai nevoie, nu ți era permis, că asta e problema, rădăcina de azi, nu ți era permis să te manifeste emoțional plenar pe toate emoțiile tale. Adică era ok să fie bine, să fii bucuros dacă puteai, dar nu puteai să fii furios. Unde să fii? Că erau el alți toți. Unde să mai fii și tu furios? Că primeai una peste bot. Unde să fii tu trist? Pe ce? Ai tu motive să fii trist? Auzi, Nu? Rușinea, umilința o pe care să am trăit-o. exact, o să dau un mic exemplu pe care probabil de care ai auzit, dacă nu l-ai întâlnit mi-aduc aminte în copilăria noastră, apropo de furie și de reacția celorlalți, și că nu-ți puteai manifesta, de fapt, nici măcar era rana aceea de nedreptate, nu-ți puteai manifesta spiritul acesta, să spunem, justițiar. Te duci la școală, îi se pune unuia mai mare pata pe tine, îți dă un pumn sau o palmă, vii cu ochiul vânăt și tu, practic, încerci să ascunzi incidentul, da, și eventual Exact. urmele, încerci să ascunzi vânătaia, că știi din experiențele anterioare, oarecum similare, că tata, dacă vine acasă și îi spui chestia asta, în niciun caz nu o să te ia în brațe să spună: vai, fiul meu, ce rău îmi pare, uite, probabil că o să vin, dar fără să fac scandal, să văd ce s-a întâmplat, da, și să-i spun acelui coleg al tău că n-a făcut bine ce a făcut. Nu! Bineînțeles că, plângi? E, lasă că-ți dau eu ție plâns și o mai lua încă o dată. Da. Din păcate, asta e realitatea cu care am crescut mulți dintre noi, ca să nu zic toți, da? Mulți dintre noi. Și acum, chiar că pare că divaghez, nu divaghez, doar fac crez context, pentru că ai pus o întrebare faină, bine, toate sunt faine de la tine, și anume, cum se transmite, am suferit în copilărie, de ce, cum se manifestă asta în viața de cuplu ca adult? Păi, toate aceste suferințe din copilăria noastră, cât de la mamă, cât de la tată, și ca băieți în special, nu? Să zicem că, nu știu, mama era critică, poate. Sau nu era mulțumită de tine, sau sunt multe chestii. Picălitoare. Vei întâlni o parte de viață care manifestă cumva același comportament și cumva matematic aproape, adică e cam negreșit.
foarte mulți copii au traumele copilăriei și vor întâlni un partener care va scoate la suprafață, eu spun că ne va retraumatiza partenerul de cuplu. Sau ne va Ceea ce activa pare să nu... trigărele, butoanele. Trigărele, exact. Și deci cum am ajuns după 30 de ani de atunci în aceeași situație? Mă simt ca și în casa copilăriei, în căminul meu. Vreau să dau o notă optimistă acestui lucru. Viața vrea să ne vindecăm. Când eram copii, nu puteam să luăm decizii, să ne apărăm, să fim conștienți și avem discernământ. Și am suferit toate alea și ne-a stricat, ne-a îmbolnăvit, da? Ce ne omoară nu ne face mai puternici, ci ne face mai vulnerabili la dependențe și la altele. Devenim adulți și acum învățăm să ne luăm puterea înapoi, învățăm să fim adulți cu adevărat, că vorbeam, nu? Să ne maturizăm, să înțelegem că avem putere, putem spune da, nu, să luăm decizii, să facem lucrurile să se întâmple. E foarte vindecătoare treaba asta, să începi să vezi că ai putere în viața ta. Și viața ne pune în aceeași situații în care ni s-a creat trauma respectivă, adică să fim trigăruiți, să simțim din nou aceleași emoții, ca de data asta să răspundem într-un mod diferit, să învățăm ce de învățat din treaba asta. De aia cred că e negreșit că ce ți s-a întâmplat în copilărie, probabil îți vei alege niște parteneri de cuplu sau un partener de cuplu care cumva va mima ce s-a întâmplat în copilăria ta. Că acum este o oportunitate foarte mare să nu mai fii acel copil și să mai spun ceva important. Dacă trauma s-a produs în relație cu un alt om, mama, tata, îngrijitorii mei, aceste răni se vindecă doar într-o altă relație cu un alt adult. Nu se poate altfel. Și atunci, de asta e importantă munca la relații. Pentru că da, s-ar putea ca după ce gata luna de miere să începi să ai conflicte, să te cerți, să vezi că nu ești auzit, văzut, ai nevoie și nu sunt comunicate, te duci să bei și zici ce? Dintr-o dată e căminul părintesc, în care tata bea, mama e supărată, nu? Și sunt conflicte de la bani. Ia uite că acum trăiești aceeași chestie și tu. Ce faci? Începi să înțelegi cum anume până acum o forță mare inconștientă te-a împins și te-a dus ca să repeți un tipar. Și acum încep să spun întrebări și spui ce de schimbat în toată treaba asta. Cum să pun problema? Ce ține de mine, în primul rând? Că celălalt, știm cu toții, nu? Dar nu, cei mai mulți de noi știm că celălalt nu se schimbă așa ușor sau când vrem noi sau în ritmul nostru. Și atunci, ca să fim bine, trebuie să ne gândim ce ține de mine în povestea asta. Ce pot să schimb eu? Cum pot să-mi fac eu viața mai bună și mai fericită acum aici unde sunt? Și dacă încep să fac munca asta onest și serios cu mine, încep să se schimbe niște lucruri în viață, se schimbă dinamici și fie se schimbă și partenerul pentru a putea să pășiți amândoi într-o nouă relație, dar doi oameni transformați, fie partenerul nu mai poate, dar nici tu nu mai poți să rămâi pentru că devine toxic. Deci când tu înțelegi că ai niște nevoi și că trebuie să fii respectat și nu primești asta, nu mai te lasă inima, nu mai poți să rămâi și să fii victimă. Ok, pui problema frumos de dorit, rogi pe celălalt, îi spui ce înțelegi, ce vezi, ce ai muncit la tine. Îi spui, te rog frumos să ții cont, hai să facem o schimbare și celălalt poate să facă schimbări și am văzut multe cazuri în care se întâmplă lucrurile astea și există comunicare în cuplu și am văzut cazuri în care nu există și nu se poate. Și atunci fiecare va trebui să-și aleagă destinul și drumul și ce-și dorește pentru el. Dar da, chiar aș îndrezi să generalizez. Dacă un bărbat, un băiat și oricine, un copil este rănit în relație cu unul sau ambii părinți, se va întâmpla ceva foarte interesant, vom descoperi că repetăm un tipar. Ne vom alege partenerii, dar, repet, este o înțelepciune a vieții aici. Pentru că cum te poți vindeca de rana aia și să o înțelegi și să nu mai porți cu tine? Păi o retrăiești, dar în condiții care ai mult mai multă putere de a schimba lucruri. Deci când nu mai ești copil. Deci cu partenerul de cuplu, probabil. În noua familie. Dar trebuie să vedem asta, că oamenii se uită, iartă-mă la puțin să închei asta, da. Problema e că oamenii se uită la o relație de cuplu și la o căsnicie ca la o mare izbăvire. A venit salvarea din ceruri, minunea, care mă va face fericit, împlinit, iubit, ce fain. Și vezi că te retraumatizezi și spui, ce e asta? Ce, nu mai cred în familie, nu mai cred în relații, că uite că sufăr în ele. Mai ai răbdare un pic, înțelege un pic natura suferinței. Și dacă nu o rezolvă relația asta, în următoarea, ghici ce? Probabil că vei avea aceeași problemă. Da, te rog frumos. Două întrebări care se completează cumva una pe cealaltă, identificând-o pe una, putem avea acces la, fără să spun vorbe mari, putem avea acces la o stare de bine, hai să nu zic neapărat fericire, deși aș putea să folosești cuvântul fericire, la o stare de bine, la o stare de împlinire, la o stare de sens al vieții. 1. Care sunt fricile unui bărbat
modern, da? Deci, în vremurile actuale, care sunt fricile? Parafrazându-l cumva pe James Hollis în Umbra lui Saturn, că fricile nu mai sunt dușmanii care vin la porțile cetății, spune Hollis, ci vezi dragonii sau balaurii din interiorul bărbatului. Și atunci întrebările sunt cam în felul următor. 1. Care sunt fricile unui bărbat și ce îl împlinește versus ce îl împlinește pe un bărbat și ce îi dă sens vieții sale? Încep cu a doua, cred că mai simplă. Ce dă sens și împlinire? Tocmai în asta și stă răspuns, adică există studii și cercetări pe fericire care zic că sunt trei tipuri măsurabile. Asta am și auzit și la noi în online în România. E un TED Talk din 2003, cred că vechi, Asociația Americană de Psihologie, și spune că au măsurat ce este fericirea de tip plăcere, fericirea de tip stări de flow, activități care te bagă în stare de flow și îți place foarte mult ceea ce faci și te împlinește, și trei, scop și sens în viață. Adică știu că fiecare zi contează pentru ceva mai mare decât mine. Contribui la ceva mai mare decât mine, scop și sens. Și coordinea trebuie să fie 3, 2, 1. Asta în general pentru oameni, sigur și pentru bărbați. Deci 3, 2, 1, scop și sens, pentru că altfel dacă rămâi doar la plăcere ca și fericire, din noi foarte ușor să alunece într-o pantă și aproape garantat alunece, că sufletul vrea scop și sens, adică zim în slujba ce-mi pun viața. Cred că asta Corect. e formularea lui James Hollis și am rămas cu ea, îmi place foarte mult. În slujba ce-mi pun viața, trebuie să luăm o decizie. Că zice, cred că tot el, că scop și sens, multă lume așteaptă să vină. Să vină să mă lovească scopul și sensul, să înțeleg ce fac cu viața mea. Dar s-ar putea să trească să fim adulți responsabili, apropo de maturizare, să alegem noi să dăm un scop și un sens vieții noastre. Și asta e foarte posibil. Poți alege ce să faci cu viața ta, cum sună asta. Sună grozav. Mă trebuie să iei o decizie, nu? Deci cam asta e cu fericirea, ce ne împlinește. Cred că scop și sens în primul rând. Văd foarte multe suferințe. Am trăit și din experiență mea personală, nu? Când nu ai scop și sens și uneori în viața ai scop și sens mai mult, alteori mai puțin. Deci ce fac cu viața mea? E foarte rău. Foarte rea durerea asta, deprimarea asta. Viața în zisosul sinusoidă, îi zic eu, știi, că dacă viața e sinusoidă, care urcă, putem observa că evoluăm, că noi creștem, numai că nu e o linie dreaptă, știi? Are bucle și nu prea știm să trăim în partea de jos a sinusoidei. Nu știm să trăim când suntem rătăciți, când suferim, când ne e greu, când nu avem scop și sens, când, da? Trebuie să învățăm să trăim. Deci asta e cumplinirea, deci ce îl împlinește pe bărbat și îl face fericit, cred că viața de familie, o spun sigur, și s-ar putea ca mulți dintre noi, inclusiv eu, băiat fiind și tânăr fiind, venind cu experiență, și acum trec în prima ta întrebare, care sunt fricile? Păi, cred că ține foarte mult de experiențele trecutului și am să spun ceva aici, memoria este cel mai prost predictor pentru a ne crea viitor. Imaginația este cea mai bună cale să ne facem viitorul. Și spun de ce. Eu venind dintr-o familie cu traumele copilărie, cu dificultăți, da? Am văzut părinții cu un conflict, nefericiți, erau și foarte tineri, 27 de ani tata, 24 mama, când m-au avut pe mine, și erau foarte tineri. Și eu văzând asta acasă, suferință multă, am zis, pentru ce îmi trebuie asta? Dacă asta înseamnă o familie. Tot chinul ăsta, nejustificat, suferința asta, pentru ce? Unde iubirea? Unde nimic? Și m-am refugiat în muncă. Carieră, nu? Să fac treabă, să reușesc în viață, materialist. Și ia uite că viața, noroc, viața asta și, cum se spune, divinitate, viață, fiecare se spune cum simte, universul, chiar ține cu tine, că te împinge așa, uneori mai blând, alteori mai direct, îți dă un brânci. Și am descoperit la 40 de ani ce înseamnă să fii tată. Și o noi valențe în inima mea și în viața mea de familie, și trebuie să mă măturisesc. Și știu că pentru unul care nu are experiența asta, un tânăr, ca și cum am fost și eu, care aude o familie, cel mai important lucru, ca bărbat, ai o familie, ce împlinitor, ce bine, poate suna bullshit. Pentru că și pentru mine suna. Am ajuns la 40 de ani să-mi fac curaj și datorită iubirii soției mele și așa, să fac un copil ca să zic, oh my God, cea mai tare experiență din viață. Plus, că bine, acum din nou sunt subiectiv, ca psihoterapeut, să văd o altă ființă umană cum crește în toate etapele, să fiu acolo zilnic, este fantastic, pentru că acum îmi dau seama că și eu am fost așa un copil, mă văd pe mine în ea și îmi dau seama ce n-am avut, ce am avut, ce să fac cu bine, ce nu să fac cu bine și ce bogăție se naște din chestia asta. Cu alte cuvinte, cred că familia, pentru un bărbat și pentru o femeie și pentru noi toți, dar cred că familia pentru noi este o oază, cam una din puținele oaze care au rămas, care ne protejează de nebunia lumii
societății așa cum o avem acum. Consumerist, capitalistă, materialistă, fără niciun Dumnezeu. Familia te apropie la Dumnezeu fără să fii religios. Doar prezența ta în familia respectivă, sentimentul pe care le-ai, împlinirea, se umple golul ăla pe care ai încercat să-l umpli în toate felurile și n-ai reușit niciodată. Într-o familie se întâmplă. Dar, repet, cu un asterisk, cu un amendament mare. Se poate că experiența ta trecută să nu fie foarte bună în familia din copilărie. Se poate ca în familia actuală să ai probleme și dificultăți. Și noi am trecut prin toate etapele. Nu e ca și când mi-a pus Dumnezeu mâna în cap și mi-a dat. Nu, am muncit, am fost nemulțumit, am suferit, și am lucrat la relație. Și am lucrat la relație. Și apoi e ca și un copac, îi culegi roadele dulci. Dar după ce ai plantat copacul, l-ai udat, ai avut grijă de el, ai făcut toate lucrurile și la sfârșit culegi recolta. Recolta nu vine Absolut. la început, înainte de sădit. Deci, vedeți, e o problemă de atitudine și mentalitate și cred că ne lipsește atât de mult reperul. Care e modelul? Care sunt reperele? Pe ce ne bazăm? Cum se face? De-aia mulțumesc că m-ai chemat și măcar putem să, nu? Să vorbim un pic, să aruncăm niște semințe, poate încolțesc pe un teren fertil unele din ele. Deci, da, asta e cu familia și cu ce ne face fericit și ce ne face, care sunt fricile bărbatului. Ca să închei rapid asta. Deci, fricile sunt foarte mult legate de experiența pe care ai avut-o, de amintirile tale. De-aia zic că e un foarte prost mod de a-ți crea viitorul cu memoria. Că zici, na, a fost rău înainte, cum să fie bine de acum încolo? Nu știu cum. Și sfrici valide. Da? Deci astea sunt fricile noastre, le moștenim, venim cu ele. Suferința ne face să ne fie frică. Frica de sărăcie, frica de conflict, frica de despărțire, frica de a fi singur, toate fricile astea, de lipsă de siguranță. Dar le învingem dorindu-ne și punându-ne intenția să fim bine și să fim dispuși să facem ce e nevoie ca să descoperim cum să fim bine în viața noastră. Mersi. Da, și acum mă gândeam în timp ce vorbeai, îmi veneau în minte mai multe răni contextual, pe măsură ce tu povesteai, mă gândeam la, bineînțeles, la rana de abandon, mă gândeam la rana de neputință, da, care iată, poate să apară la un bărbat, se simte neputincios în anumite momente, rana de devalorizare sau rana de umilire sau rana de rușine. Și într-adevăr ai spus foarte bine că putem merge pe ca frică, văzând un model parental sau văzând un model de trai conjugal la părinții noștri, să ne gândim, bun, ce fac? Cu inima deschisă mă duc și eu spre ideea căsătoriei și a căsniciei, sau pentru că a fost rău, eu nu mă voi căsători niciodată. Sau, altfel spus, mergem pe model. Dacă am avut un model frumos, că mai sunt și familii care au avut modele frumoase, da, de pline de compasiune, de empatie și de înțelegerea nevoilor emoționale ale copilului și ale partenerilor între ei, și modele disfuncționale. Și atunci când ai un model disfuncțional, spui, eu niciodată n-am să fac ca tata. Sau fata spune, eu niciodată n-am să fac ca mama. Că uite, am văzut ce relație a avut. Mai am încă două întrebări. Și aș vrea să Te te rog. întreb legat de pe care le-am găsit ca subiecte de discuție în misiunea interioară a bărbatului. Cât de util este ca oameni în general, dar ca bărbați în special, pentru că astăzi vorbim despre bărbați, cât de util este să-ți cunoști propria umbră, propriul întuneric lăuntric, Da. care să ai curajul să te iei de piept sau să te uiți în oglindă și să te vezi așa cum ești tu cu adevărat. Și cu cele bune, dar și cu cele rele. Pentru că toți avem o parte de lumină, dar și o parte de umbră, o parte de întuneric. Știi că spuneam, foarte bună întrebare, foarte complexă, dar am să încerc să fiu cât de eficient pot. Știi că ziceam la început că fugim de suferință, să spunem nu durerii și da plăcerii. Asta suntem instinctiv, ăștia suntem. Problema e că în umbra asta sunt toate lucrurile neplăcute, care creează disconfort, care sunt ale noastre, dar n-am vrea să fie ale noastre. Și noi tot aruncăm și îngropăm într-o chestie psihică, reală, adevărată, care ne aparține și o purtăm cu noi și este parte din noi, cheamă umbra noastră. Da? Tot ce nu, de exemplu, nu cred că sunt un adult la 44 de ani care este un copil răsfățat. Dar am descoperit,
viața mea personală, că uneori mă compor cu copilul răsfățat și a fost greu de digerat asta. Eu care m-am văzut copil care a suferit, care a crescut printre greutăți și acum a învățat să facă una și alta, ultimul lucru care aș vrea să-l recunosc despre mine că aș fi răsfățat uneori. Și de-aia merge în umbră, că este ultimul lucru pe care vrea să-l crezi despre tine că e adevărat și zici, bă, sunt bă picioarele. Uneori sunt. Dar asta îți dă putere. Eu am să folosesc exemplul ăsta. Cum îmi dă mie putere? Cum mi-a dat putere să pot să recunosc la 40 de ani că uneori mă compor cu un copil răsfățat? Lucru aflat în propriul meu proces terapeutic. Pentru că mi-am dat seama cum eram răsfățat. Întârziam un pic uneori. Poate promiteam ceva și ziceam, a, dar am uitat că sunt ocupat și așa, eram puțin irresponsabil. Și terapeutul meu m-a prins și mi-a pus răhățelul sub nas. Și bineînțeles, prima dată am protestat și așa am încercat să mă apăr și în al doilea lucru am acceptat chestia asta și ghiți ce s-a întâmplat. Când am acceptat această parte din umbra mea, că uneori sunt un copil răsfățat și oricare dintre noi poate să fie. Am devenit mai responsabil, când am zis, eu creez probleme cu chestia asta. Eu creez mie probleme, creez altora probleme și deși pot să o fac, vreau să fac asta cu adevărat și răspunsul a fost nu, deci ce am învățat să fac? Poate să fac mai puține promisiuni, poate să fac calendarul mai puțin încărcat. Pentru că era o problemă asta și pare problemă de oameni mari. Am un calendar foarte plin, vai ce ocupat sunt, asta este sunt un copil irresponsabil când mă plâng de calendarul pe care tot eu l-am făcut. Cred că mulți oameni își fac calendarul, după aia zic, mami, e greu, sunt în burnout, scuză-mă, n-am apucat că, vai că te fac. Da, ce ești, copil sau ești adult? Că trebuie să iei o decizie dacă ești copil sau adult, că ambele au beneficii și costuri, ca să zic așa. Și dacă vreau să fiu adult, înseamnă că sunt responsabil de calendarul meu și gata cu vrăjeala asta de, nu? La mine merge, eu pot, că eu, mă scuzați, eu sunt ocupat. Viața mea a devenit mai bună. Numai din integrarea unui aspect din umbră, că am zis, da, uneori pot să fiu și vreau, sunt atent acum. Oare nu sunt un copil răsfățat dacă fac chestia asta? Nu vă mă pune în situația să dezamăgesc oameni pentru că refuz să-mi asum responsabilitatea ca un adult pentru ce spun și ce dreg și ce pun în calendar. Deci asta e doar un aspect. Imaginează-ți câte sunt în umbra noastră și fiecare lucru adus din întuneric în lumină ne crește puterea, conștient. De aceea, entuziasmul meu și nu, nimeni nu vrea să lucreze cu umbra, apropo, asta e o veste, tot așa, din experiență profesională, foarte puțini oameni sunt dispuși să facă munca asta pentru că dacă lucrezi cu umbra, trebuie să simți disconfort. Și ce vor oamenii? Să fugă repede, repede pe cea mai ușoară cale de disconfort. Dar suntem mutilați, suntem jumate de om. Spiritual vorbind, pentru că tot ce ai aruncat, n-ai știut să lucrezi, că la început de umbra se creează că nu știi cum să lucrezi cu asta. Nu integrezi umbră așa, că gata, te-ai trezit. Să faci muncă, travaliu, există un travaliu terapeutic pentru asta. Și trebuie să simți disconfort. E foarte disconfortabil, îți creează disconfort psihic și fizic. Să afli despre tine ceva nou, ce nu-i plăcut. Dar după, dacă reușești să rămâi acolo, îți crește puterea, pentru că devii mai conștient de. Gândește-te, chestia îți guvernează viața. Corect. Care nu știi că e acolo, dar ea îți dictează ieșirile, ea îți dictează reacțiile, ea îți dictează frustrările, îți dictează nefericirea. Și tu nu știi că e acolo, deci cum ai putea, că vorbeam de cum să fim mai fericiți? Păi să înțelegem ce ne face nefericiți în primul rând. Și umbra Corect. noastră întotdeauna ne va provoca probleme, unele chiar foarte mari. Da, deci e foarte important să lucrăm cu umbra ca și concluzie. Acum sper că am și fost motivațional cu povestioara asta, să fim mai atenți la umbra noastră, pentru că e foarte multă valoare acolo, adică să înțelegem clar. La prima oară e disconfort. Și ultima sau ultimul, să spunem, mic subiect al discuției noastre, regăsit în cartea lui Connor Beaton, Misiunea interioară a bărbatului, un subcapitol care se numește Adevărul despre infidelitate. Iarăși este o temă atât de vastă și de generoasă că ne-ar trebui, cred că, trei întâlniri ca să o dezbatem, cel puțin. Dar atât cât ne permite timpul, spune Connor Beaton, autorul, și mi-a dat de gândit chestia asta. Cumva, apropiind-o de sfera comportamentelor adictive sau ce se ascunde în spatele unor dependențe. Infidelitatea, spune el, este adesea mai puțin legată de relația în care te afli și mai mult de relația cu sinele. Asta mi se pare genial.
cu sinele tău interior. Bărbații cu care am lucrat de-a lungul anilor au descoperit întotdeauna că infidelitatea este o formă de reconciliere cu ceva din interiorul lor pe care ei l-au evitat, l-au neglijat, de care se temeau sau cu care nu reușeau să se împace. Lucruri pe care și le doreau, dar pe care nu le-au cerut sau nu au luat măsuri pentru a le crea. Cu siguranță e foarte bună abordarea asta, pentru că pune responsabilitatea acolo unde este. Foarte mulți oameni în procesul de infidelitate, și asta este o traumă la vârsta adultă, apropo, există Institutul Gottman care studiază mult asta și John e o Gottman, traumă da. din care se poate, da, se poate reveni, adică se poate vindeca, se poate procesa și se poate continua. Există cupluri care reușesc să-și prefacă relația și chiar mai bună după un episod de infidelitate și multe care nu mai reușesc. Deci nu cred că depinde de conținutul interior al fiecăruia, dar este o traumă. Deci există cel înșelat și cel care înșală. Există două părți. Și ambele aceste părți trec prin procese foarte dificile, se pare, când se întâmplă chestia asta. Cel înșelat, din păcate, trauma este că îi se sfărâmă sentimentul de identitate. Cine sunt eu dacă n-am văzut semnele, n-am știut să pun întrebări, nu am fost întrebat, n-am ales să mi se întâmplă asta, am fost mințit, am fost păcălit. Cine sunt eu? Sentimentul de valoare personală, de încredere în lume, în viață, în relații, în iubire, în Dumnezeu, toate se sfarmă. Deci, crunt. Dar ce mi-a plăcut la această parte citată de tine a fost că, de fapt, o perspectivă este că, de fapt, cel care înșală are o problemă în relația cu sinele. Nu sunt clare niște lucruri. Este acea imaturitate, probabil, de care vorbeam și refuzul, poate, de a-mi rezolva problema onest în relația în care mă aflu și încercarea de a compensa cumva, de a căuta ceva ce am nevoie, dar nu știu să spun că am nevoie, de a, ceva ce nu cred că poate să fie împlinit în alt fel. Deci este tot o fugă. Și ai zis bine în relație cu adicțiile noastre. Ce am observat este că da, se poate să cauți în momentele de infidelitate, în relații, în căsnicie, se poate să cauți la fel ca și cum cauți în alcool, cum cauți în muncă, un refugiu, o mică scăpare, dar nu se rezolvă problema fundamentală. De aia poate fi considerată o adicție, pentru că nu rezolvă problema în sine, repeți probabil, nu? Sau rămâi într-o situație de genul acesta, nu se rezolvă ceva fundamental în tine, în relația cu tine, și din potrivă, problemele pot să se adânceze sau să crească. Mă gândesc cum poți să trăiești, cum poți să trăiască un om, nu? Sigur nu cu conștiința în păcată, știind că trebuie să mintă, e obligat să mintă, omul lângă care se culcă poate în pat în mod normal. Omul cu care poate creează, face o casă, omul cu care face un business. Adică este o trădare și o mințire. Acum, nu vreau să par, nu știu, lupul moralist sau ceva, să zic că e rău, nu fă asta. Se întâmplă și știm că se întâmplă chiar mai mult decât am vrea să ne imaginăm. Nu e neapărat necesar să se întâmple, da, face parte din procesul oamenilor al fiecăruia. Am vrea să fie mai multă onestitate și cred că ar fi un act de curaj, nu? Să putem să fim onești, să oprim o relație când simțim că nu mai funcționează sau să cerem partenerului ce avem nevoie, Exact. nu? Adică nu suntem bărbați adevărați dacă avem o nevoie, spunem, sunt bărbat adevărat, eu nu mă plâng, eu nu cer ajutor, nu Corect. spun soției, am niște nevoi și nu mi sunt satisfăcute. Mi-e teamă de conflict, dar sunt niște beneficii aici călduțe de care îmi plac, așa că mă duc și am să-mi mint și am să înșel. Nu te face bărbat adevărat, cum nu te face bărbat adevărat să bei, nu te face bărbat adevărat să mănânci emoțional, nu te face bărbat adevărat să fugi de emoțiile tale. Nu te face. Nu ești un om puternic, ăsta e adevărul. Și din nou, eu vorbesc ca un om slab, da? Care înțeleg și vreau să fiu un om mai bun, vreau să fiu un om cu adevărat puternic. Și puterea înseamnă că am o relație foarte bună cu mine. Și puterea înseamnă chiar să-mi știu toate emoțiile, nu doar unele dintre ele. Și să pot să rămân în corpul meu și în viața mea prezentă, cât de bine pot, lucid, treaz, prezent și conectat. Asta e putere, că cei mai mulți oameni nu pot să o facă, pentru că e greu. Deci asta e puterea. Și din asta s-ar rezolva multe alte probleme. Iar infidelitatea cred că este un simptom. Nu este o problemă în sine, este un simptom. Al vremurilor în care trăim, al traumelor copilăriei, a fricilor de a cere ceea ce vrem, a incapacității de a fi autentici și multe, multe altele. Iar infidelitatea este doar un simptom. Că și alcoolismul este un alt simptom și consumul de substanțe este un simptom și pe mâncatul emoțional, refugiul în muncă, alcoolismul este un simptom, câte și mai cât. Toate sunt fuga. Jung a zis-o bine, că nu? Sunt câțiva autori care mă minunesc și zic cum îi invidiez un pic, au avut timp să stea să gândească atât de profund. Cum ce zice Jung? Omul e în stare de orice
numai să nu ajungă el să se confrunte cu propriul sine, să stea față în față cu sinele. E adevărat. Orice facem. Corect și foarte frumos spus. Dragii noștri, o bucurie mare a fost alături de noi, Pera Novakovici, psiholog, scriitor, și iată, am discutat despre rănile bărbaților, despre fricile lor, despre anumite temeri, să spunem, în relația de cuplu, de a cere poate ajutor, de a cere ajutor nu doar partenerului de cuplu, pentru că există această teamă uneori ca un bărbat să ceară ajutorul unui prieten, să-i spună poate ce are pe suflet, tot din teama de a nu fi judecat sau de a nu fi considerat slab. Cum să par eu în fața prietenului meu mai slab decât el sau să afle el slăbiciunile sau, nu știu, vulnerabilitățile mele. Așadar, vă recomandăm la final acum încă o dată cartea lui Conor Beaton, Misiunea interioară a bărbatului, și aș mai face pe lângă aceasta și recomandarea de carte a lui James Hollis, pentru că știu că James Hollis este un autor foarte drăgit de Pera, Căutarea sensului, și o altă carte, În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare, o săptămână minunată și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc, ciao!